Neața, dragilor, și bun venit la videoul nostru despre Merlin AI. Merlin AI este o extensie care vă permite să accesați puterea ChatGPT de la OpenAI pe orice site web pe care îl vizitați. Indiferent dacă căutați pe Google, trimiteți un e-mail pe Gmail, faceți networking pe LinkedIn, codificați pe GitHub sau scrieți tweet-uri pe Twitter, Merlin AI vă va face mult mai ușoară interacțiunea cu aceste site-uri. Puteți să utilizați capacitățile GPT pentru a îmbunătăți practic toată experiența voastră online. Instalarea este extrem de facilă. Navigați la site-ul al cărui link îl voi pune eu în descrierea acestui video, ca să vă fie mai ușor să-l găsiți, și selectați din pagina web tipul de browser web pe care îl folosiți. Mare atenție! Această extensie merge doar pe Windows 10 și 11 sau pe Mac OS, mai multe flavoruri, care sunteți interesați de Mac. Din păcate, momentan nu are suport pentru Linux. Browserele pe care puteți să utilizați această extensie sunt Google Chrome și Firefox. Pentru facilitatea mea de a putea face acest demo mai rapid, voi folosi Chrome-ul ca web browser. O mică explicație despre ce este Merlin AI. Merlin AI folosește API-ul celor de la OpenAI, care se numește GPT-3 sau DaVinci 003. Deci, practic, este același motoraș care este și în spatele ChatGPT-ului cu care v-am obișnuit până acum, da? Haideți să începem cu câteva exemple cum puteți să-l folosiți, da? Să începem cu Google Search-ul, de exemplu. Să presupunem că sunteți un cercetător care caută informații despre un anumit subiect. Cu Merlin AI puteți selecta orice text de pe orice pagină pe care o căutați, apăsați tasta de acces rapid, Ctrl M, deci este ori Ctrl M pe Windows, ori Ctrl M pe Mac, și cereți GPT-3-ului să vă rezume informațiile sau chiar să genereze noi interogări de căutare asociate. Deci vă poate ajuta pentru a căuta mai facil diverse subiecte de interes. Acest lucru vă poate salva ore de timp și vă poate face cercetarea mult mai eficient. Următorul. Să trecem la Gmail. Să presupunem că sunteți un profesionist în marketing, de exemplu. Sunteți foarte ocupat și aveți nevoie să scrieți foarte rapid un e-mail, dar nu aveți timp să găsiți chiar cuvintele perfecte, să spunem, da? Cum am zis, sunteți grăbit că sunteți foarte ocupat. Cu Merlin AI puteți apăsa tasta de acces rapid, la fel cum v-am învățat și mai devreme, care este Ctrl M, și cereți GPT-ului să vă scrie e-mailul. Da, ați auzit bine, să vă scrie el e-mailul. Acesta poate chiar să personalizeze e-mailul în funcție de numele destinatarului și de alte informații pe care îi le oferiți. Acest lucru vă poate economisi enorm de mult timp și vă poate face e-mailurile mult mai eficiente, să arate mult mai profesional, ce vreți voi. Haideți să ne uităm un pic acum la platforma profesională LinkedIn. Să presupunem că sunteți un căutător de joburi și doriți să vă faceți remarcat. Cu Merlin AI puteți apăsa tasta de acces rapid, din nou Ctrl M, și cereți GPT-ului să vă scrie o scrisoare de intenție personalizată. Ăsta e doar un exemplu. Acest modul, da, acest Merlin AI care folosește puterea GPT-3-ului în spate, poate chiar să personalizeze scrisoarea în funcție de postul pentru care aplicați și de compania la care aplicați. Acest lucru, din nou, vă va economisi o grămadă de timp, plus faptul că, prin personalizările făcute de el, vă poate crește șansele de a obține jobul dorit.
haideți să mergem un pic și pe platforma de coding sau de codare, da, care se numește GitHub. Să presupunem că sunteți un dezvoltator de soft care lucrează la un proiect și doriți să generați rapid o bucată de cod, sau nu aveți cu cine să faceți un code review, efectiv aveți niște dubii față de codul pe care l-ați scris acolo sau aveți niște erori de compilare și aveți nevoie de cineva care să vă facă o verificare rapidă, da? Cu Merlin puteți apăsa din nou, faceți highlight peste textul care vă interesează, bucata de cod care vă interesează, apăsați pe tastele acelea, combinația de taste de acces rapid, Ctrl-M, și cereți din nou GPT-ului să vă genereze codul dorit. Sau puteți să-l rugați să vă verifice codul. Acest lucru, din nou, vă face o mare economisire de timp și în același timp poate să vă facă codul pentru voi. În cele din urmă, haideți să vorbim un pic despre Twitter, da? Twitter-ul este acum la mare căutare, e un mare highlight pe el din cauza lui Elon Musk și toată afacerea din spate, ce s-a întâmplat pe acolo, da? Să presupunem că sunteți un om care lucrează în marketing. Un exemplu. Și doriți să generați rapid un tweet pentru brandul vostru, da? Cu Merlin AI, din nou, puteți să apăsați tasta M după ce ați făcut highlight peste textul care vă interesează și puteți să cereți GPT-ului să vă scrie un tweet. El o să vă scrie tweet-ul ăsta atât de bine și atât de perfect. Nu numai în limba în care doriți să-l scrieți, că poate să facă și translate direct, dar o să vă pună hashtag-uri și o să vi-l facă să arate extraordinar de A-candy, așa cum îmi place mie să spun. Vă adaugă natural toate hashtag-urile care le vreți. Poate să personalizeze tweet-ul în funcție de mesajul brandului vostru. Dacă îi cereți chestia asta, poate să-l personalizeze și în funcție de publicul vostru țintă. Acest lucru vă poate ajuta să vă creșteți raza și implicarea în social media. Și mult mai mult de atât, cred că vă dați seama, da? Așa cum puteți vedea, Merlin AI este un instrument foarte puternic care vă poate îmbunătăți experiența online pe o varietate de platforme. Vă poate economisi enorm de mult timp în timp ce lucrați, în timp ce vă jucați, nu contează. Vă poate face munca mai eficientă și vă poate ajuta să vă faceți remarcat din mulțime. Deci, descărcați extensia Chrome Merlin AI sau Firefox. Da, există și pe Firefox, cum v-am zis în introducere, și începe să utilizați capacitățile GPT pe orice site vă place vouă mai mult, pentru a vă îmbunătăți, în primul rând, experiența voastră online. Vă mulțumim pentru vizionare și să ne revedem cu bine la următorul nostru proiectel.